Este o adevărată mică vedetă, a participat la multe festivaluri și are deja câteva apariții televizate, a obținut câteva premii importante, palmares, și ne va interpreta piesa... Mie îmi plac reclamele. Să o ascultăm pe Alexia! La vârsta de 12 ani este deja o vedetă afirmată nu doar în spațiul acesta cultural romașcan nemțean, ci în plan național, fiind prezentă la numeroase festivaluri, acolo unde a cucerit marele premiu, premiul întâi, sau, mă rog, a fost premiată. Este o vedetă, spuneam, și vreau ca cei care sunt operatori TV, operatori foto, să-mi facă și mie o poză, să mă filmeze și mie lângă cea care va fi vedetă peste timp în muzica ușoară românească, este Roxana Ghiuzan, pentru că la felul acesta voi putea spune și eu cunoscuților, prietenilor, uite lângă ce vedetă mare am avut ocazia să stau. Roxana, succes! La vida.
Pitești, învățătoarea doamna Cătălina Neculai, coordonator dans profesor coregraf Cristina Pleșca, ne prezintă un frumos dans popular. Scoate în evidență că aceste flori toate au ca purtător o altă floare purtătoare de cântec. Mulțumim, Paola, succes! Dar mai întâi trebuie să-mi dezgăț părul de la butonieră. Ca să pot pleca. Să mai întâmplă asemenea minuni? Gata, s-a întâmplat. Mulțumim! Aplauze pentru Paola! Beton, femei ușoare, aerul vie.
Thank you.
spectacolul nostru mai departe și vă invităm într-o lume a cabaretului în care ne conduce cu gingășia sa, cu vocea sa, Nicol Avădani. Nicol, vino să ne arăți cam cum ar fi la cabaret. Iată, dumnealor, spectatorii abia așteaptă. Succes să fie! Și vor dansa un dans frumos, popular, pe un aranjament deosebit.